Am vrut să vă arăt cum venea o barcă zdravănă și grasă către mine, dar se pare că eu au fost foarte slab, m-au dezamăgit, nici nu merita filmat, da. Acum e acum. Da, într-adevăr, când ne atacă din mai multe părți și cu trupe mai șmecheroase. Da, așa da, mă, băieți. Uite cum facem. Aici îi vom aștepta pe ăștia. Și dincolo doar sulița. Și o să vedeți cât de eficient sunt sulița și dacă apără o trecătoare, un loc îngust. Da? Vedeți? Nu pot trece de ei sub nicio formă. Nici nu mă mai uit. Mă uit numai în partea asta, la altă. Da. Acum, iarăși o barcă care să nu-mi zici că vine în același loc. Fac aceeași greșeală. Hai să-i ajutăm și cu arca și atunci. Sau nu. Ăștia sunt arcași. Da, nu știu ce a fost asta. O mică greșeală din partea mea. Să fug cu arcașii mei. Să nu-i pierd pe toți. Doamne ferește. Ce tântălău. Deci jocul este foarte interesant la următorul capitol. Dacă nu ești atent, o fracțiune de secundă riști să pierzi tot. Uite, mai sunt 3 soldați și să-l pierzi definitiv pe eroul tău. În cine trag și... Aoleu, ăsta poate îmi dădea foc la o casă, nici nu l-am văzut. Da. Bun, m-am liniștit. Și am văzut și metoda de replenish, adică de refacere a trupei, da? I-am băgat într-o căsuță din asta și acolo ei s-au refăcut. Am primit un artefact, un urcior de ceva, cred că cu vin. E cam frig pe aici și e bine să bei ceva, să te încălzești, o să vedem la ce folosește. Bănuți nu prea avem? Ba da, vreo 10. Ia să vedem pe cine am putea să upgradăm acum, pe Virgil. Virgil are un nume interesant. Ce face acest ulcior? Allo, se comandă, A, să fie... de fapt, uite, sunt niște cafele desenate acolo. Hai să-i băgăm cafeaua asta lui Virgil. Dar nu-l upgradăm. Nu-mi place upgrade-ul ăsta. O să-l upgradăm pe Morton. Ia, să-l facem pe Morton. Dar n-avem 10 lei. Cum? Pentru toți ne trebuie... Moira. Moira, așa de tare e. Deci n-avem bani. 10 lei? Bine. Dacă ar fi să plecăm pe o altă insulă, plecăm cu doar 3 dintre comandanți, că restul 3 sunt obosiți. Nu știu dacă e cam riscant să-i lăsăm aici. Mai bine așteptăm turul următor. Așa, și acum suntem toți și ia să venim aici. O insulă mare... care ne promite niște recompense bogate. Aoleu, ce complicate și ce vegetație! O căsuță mică aici, atacabilă din toate părțile, tuneluri, am înțeles, bine. De pe partea aia se poate intra prin tunel pe aici, pe aici, către casa asta, care este atacabilă iarăși din toate părțile, iar sus, la casa principală, casa lordului, se poate urca doar aici. Bun. Ce trupe am luat cu noi? Da, de fapt nu. Acum, având mai mulți soldați, putem să îi alegem. Uite, de exemplu, o să luăm arcaș, sulițaș. Poate nu luăm pe Virgil și o luăm pe Moira. Hai să facem așa, da? Deci, vedeți că putem să-i selectăm în felul acesta. Super! Hai să vedem. Am venit aici, arcașii, primul lucru pe care vreau să-l faceți este să fugiți acolo sus. O trupă o aducem aici. Și cu voi vedem ce facem. Din ce parte vin dușmanii. Dușmanii noștri. Au două bărcuțe. Aduc arcașii aici mai bine. Sunt doi arcași. Ia să fugim cu sulița și... să aducem doar trupa de șoc. Da.
Bun, un arcaș. Arcașii mă enervează. Ia uite ce bine i-am nimerit. Așa, perfect, perfect. Bun, s-a rezolvat această treabă. Ia să mai vedem. Păi, pe voi nu v-am văzut, mă. Apăgăm sulița și aici și cred că e de ajuns. Nu, trebuie să aducem unii și pe partea asta. Da. Bine. Arcașii sunt necesari. Ia ducem aici. Ne atacă cineva. Ne uităm în jur. Nu? Și acum putem să savurăm momentul. Da. Bun, drăguț. Friptură, mici. Da. Nu știu ce tot insistă. Bun, perfect. Vin din toate părțile. Arcașii îi urcăm într-o zonă mai înaltă ca să-i ferim. Și ce sunt? 3 săbieri și niște arcași. Bun. E bine. Sper să nu ne provoace daune. O barcă vine goală deja. Bun, bun. Daune prea mari, mă refer. Opa, opa. Ia să luăm sulița și unde i-am lăsat. Arcașii, rapid. Unde se duce? Aici. Da, sulițașii sunt foarte vulnerabili la arcași, la atacul arcașilor, dar sunt foarte eficienți împotriva sulițașilor. Împotriva săbierilor, pardon. Bun, gata. I-am mâncat. Friptură! Friptură. Bun. Bănuți ceva? Destul de slăbuță insula asta, dar bine că am șters-o de pe lista noastră. Trecem mai departe. Avem o trupă sănătoasă. Bănuți 10. Cu 10 nu făceam mai nimic. Da, nu făceam nimic. Bun. Îi lăsăm să doarmă un pic, să se odihnească. Și acum mergem cu toții pe insula Gereg, care e o insulă mică, ușor de apărat. Da? Ușor de apărat. Ia să vedem. Partea împădurită este, da, inexpugnabilă, de neatacat. Și atunci toți vom sta aici grămadă. Bun. Luăm niște sulițași dacă iese orice cineva. Arcașii să tragem la distanță și Seldar și Moira. Cu ei mergeam și până acum. Da. Hai să facem în aceeași formulă. Sulițașii punem aici. Pe prietenii noștri coborâm și arcașii vor sta pe cea mai înaltă poziție. E foarte multă ceață în jur pe aici. Parcă am fi scoțieni. Ia să vedem, măcar arcașii văd bine. Să tragă. Bun. Hai să ne dăm un pic mai în spate. Să-i lăsăm să coboare. Bun. Ce înseamnă să nu ai armură și să nu ai scut? Se vede acum. Bun, 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 perfect, perfect, perfect. Bravo, mă, băieți. Stăm așa, hai să ne uităm în jur, ce se mai întâmplă. Op. Tot aici, de fapt, de ce mă uit în jur? Toți vor veni aici, da. E prea simplu. Aducem arcașii un pic mai aproape și dați-i drumul, băieți, cu ce știți voi mai bine. Armata porcilor. Cine vă conduce pe voi? Glenn. Glenn. Îmi place Glenn. Te descurci de minune. Ia ducem pe ăștia aici să păzim căsuța, să nu aruncem unul vreo făclie așa întâmplătoare. Și totul s-a rezolvat. Da, asta este o bătălie ca și câștigată. Nu-mi plac că vin acum niște arcași, dar doar arcași nu vor produce daune prea mari. Mă uit ca la spectacol. Uite, nici nu mai pun mâna pe mouse. Am încredere în oamenii mei. Da, mă, băieți. Chiar, ce-ar fi să nu mai pun mâna pe mouse deloc? Facem un experiment.
Dar bine, așa cred că sunt ultimii. Ba nu, Final Wave. Ia să vedem. Uite, la Final Wave nu mai punem mâna pe mouse deloc și așteptăm să vedem ce se întâmplă. O să mă oftic un pic ce-i drept dacă pierd vreo trupă. Dar nu contează, ați văzut că avem 6. Slăbuți. Tot arcașii au trimis. Dom'le, așa ceva. Ei, cam mulți. Urăților, cam mulți. Da, să nu-mi zici că ăștia îmi dau foc la casă și eu stau și mă uit ca la cinematograf. Bun. Bănuți ceva? 4 bani. Mă, băiete, nu știu dacă a meritat efortul. Așa. Continuăm și continuăm. Tic, 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 tic. Și mergem și la insula Fraggle, care e și mai simplă. Da, cred că ne permitem. Putem să dăm un upgrade acum? Hai să facem. Dar pe cine să am zis să upgradăm? Pe Seldar. 20, pe șeful. Pe șeful nostru. Cu el am plecat de la început. Da, bun. 20. Infanterie de elită. Adică maxim. De fapt e la maxim. Da, 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 da. Bun. Bine, mă, băiete. Seldar este regele. De fapt, e singurul care are coroană. Restul păreți niște mercenari. Ok. Hai să mergem în Fraggle. Cred că avem... Nu. Am greșit. Am plecat ca tântălău. Vedeți? E bine că jucăm și învățăm din greșelile mele, care sunt o grămadă. Am plecat doar cu 2. Să vezi acum ce bătaie îmi iau. Bun, ia să ne gândim. Deci nu ne pot ataca decât pe aici și noi avem 2 trupe de săbieri fără armură zdravănă cu niște scuturi de lemn amărâte. Bun. Ce aveau ei în plus? Virgil. Virgil, parcă aveai ceva, mă, Virgil. Aoleu, n-ai nimica. Alergai repede, ca un iepure, la fugă. Vai de mine. Și tu, Morton? Morton, ești mort. Bine. Așteptăm. Ce să zic? O să-i lăsăm să urce sau cum să facem? Nu, hai să stăm așa. Și mai schimbăm din când în când între ei. Urâții care vin sunt doar înarmați cu săbii fără armuri. Uite, nici nu fac nimic. Că n-am ce să fac, de fapt. Prea inteligent. Vor sta pe poziții și... Da. Uite, dăm am zoom. Să nu știu ce să vedem. Ia uite câți vin. Dar dacă ar veni pe rând, câte trei, nu e problemă. Că noi avem mulți. Nu, nici nu i-am numărat vreodată. 3, 6, 7, 8 și cu șeful 9. Trupe de câte 9. Da, nu e problemă. E ca și cum ar veni o trupă acum. Și ne avem și scuturi, care poate ne mai protejează. Bun. Opa. Opa. Acu. Ăsta cu roșu a cam pierdut. Ar trebui să-i dăm un replenish, dar mai bine mai lăsăm un pic. Și acum îi dăm replenish. Da, că e grav. Replenish și intră în prima căsuță. Da, și ne bazăm pe ăștia alți. Tiri-ri-ri-ri-ri, aoleu, câți vin, măiculiță, dacă nu ieșiți la timp, am pierdut jocul. Haide! O, Doamne! Haide, mă, băiete! Mă, nu veniți așa repede, stați acolo! Stați acolo! Așa, bine, gata, bine, bine, bine. Și acum îi trimitem la luptă și să sperăm că faceți treabă bună. Da, bun. O mică emoție, dar nu-i nicio problemă, am luat și niște bănuți. Dar acum cum ne întoarcem? N-am mai testat așa ceva, adică prostii de astea n-am mai făcut. Da. Oare plecăm cu toții spre Soldei? 5 bănuți, minunat. Hai să le lăsăm să se odihnească. Și acum cu toții plecăm spre insula cea mare, nu? Cred că. N-am lăsat pe nimeni în urmă, nu? Ia, să vedem. Îl avem pe șeful, pe regele. Sulița și lui Patton. Arcașii. Bun, gata. Moira. Bun. Ia ajunge. Hai.
Ce facem aici? Stai să aruncăm o privire. Trebuie să stăm tot sus, să apărăm cele patru urcări. Sau sunt trei. Destul. Avem și o biserică aici. Cine știe la ce contează. Deploy. Bine, băieți. Acum e destul de dificilă treaba. De decoborât, nu vom coborâ numai aici. Și se urcă pe col, pe col, pe col. Ah, deci stăm exact în poziția asta. Da, da, bun. În poziția asta. Am văzut că vin... Ah, doi urâți, Doamne! Ăștia nu sunt foarte periculoși. Doamne, ce m-am speriat! Vin grași ăștia să-i vedeți acum în acțiune. Sunt monstruoși, nu știu cum îi cheamă. Dar sunt foarte... Zwei Hände, cred că ăștia care țin sabia lungă cu două mâini. Și numai cu sulița și îi putem omorâ dacă îi prindem într-o zonă de asta. Altfel, nicio șansă, ia. Bun, arcași, arcași. Repede, 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 repede. Și șeful aici. Să nu urce. Bun, e rezolvată treaba. Bun, bun, bun. Eu deja încep să am emoții și nici măcar n-am ajuns la jumătatea jocului. Asta nu știu dacă e prea bine. Părerea mea. Părerea mea. Bun. Suliți. Da. Cu scuturi și niște arcași. Pe dacă sunt arcași, îi luăm pe sulițași de aici. Și trimitem pe prietenii noștri să-i aștepte. Da. Acum... Suntem atacați din două părți, nu e grav, da? Deci nu ne panicăm acum. Ideea e ce ne facem când vom fi atacați mai zdravă. Bun, 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 bun. Ăia sunt ușor de făcut și ăștia... Hei, ce se întâmplă? Am pierdut. Ăștia au venit aici să ne dea foc. Bun, e bine. Nu, nu, nu. E bine. Nu-i bine. E, nu contează. Ia să vedem. Sulița și îi punem aici. Și oprești, îi vor opri pe toți. Nu-i problemă. Bun, bun, bun. Și pe arcași ăia? Nu. Ăia nu. Trebuie combătut cu arcași. Da. Se pare că nu-i chiar atât de simplu. Cum de am... minimalizat jocul ăsta. Am crezut că e chiar de copii. Deja am emoții. Fugiți, fugiți, că... Uite, deja. Ați văzut ce mi-au săgetat? Bun. Acolo vin iarăși niște arcași. Ia, îi radem pe ăștia, că n-avem timp. Da, deci numai arcași ești. Bun, nu-i problemă. Cât sunt? Mulți arcași. Fără număr. Da, 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 da. No, final wave. Care -i? Final wave, adică mai vin unii? Da, mai vin unii. Ce veniți? Da, așteptăm. Nu, că momentan e bine. Ia, radeți-i ca să nu ne încurce. Și ăștia de aici, slăbuți, da. Putem să aducem băieții sulițași. Și băieții noștri îi punem aici. Și aducem și pe ăștia să îi susținem pe sulițași. Ia, arcașii își vor face treaba. Ia. Tot aștept, tot aștept. Adică să mai reducă din număr, din numărul lor, dar sulița și o să-i reducă pe toți că n-au armuri și n-au nimic. Și toți încearcă să urce, nu știu ce e în capul lor. Bun. Frumos, frumos. Un pic de emoții. Se pare că încep să-mi... să mă streseze. Observăm că au apărut și urâții ăștia grași, da... Ei, în episodul următor, cu siguranță, vom avea din ce în ce mai multe bătălii cu grași.
Bătăliile cu graș nu sunt distractive, mai ales de partea noastră a slăbănogilor. Și am ajuns la primul checkpoint, ceea ce e foarte bine. Ne vom îndrepta Val Vârtej spre insula Knivur ca să mai luăm un băiețel, că între timp așa de mulți grași vor fi că ni vor cam rade pe comandanții noștri. Bun. Bun, 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 bun. Numai bun am tot zis, cred că de emoții. Ne întâlnim data viitoare cu un joc de pomină.